Bună ziua, internet! Astăzi vorbim despre mituri din aviație alimentate de pasageri. Eu credeam că cea mai mare teamă a românilor este teama de turbulențe, dar cred că există o teamă mai mare și aceea de a zbura cu ATR-ul. Și am văzut astăzi un story la Codrina Apostol care spunea că are un zbor către Iași, din câte am înțeles eu, de la București către Iași, presupun, și se teme că nu va putea decola din cauza ceții, pentru că este aeronava ATR. Nu vă faceți griji, sunt aici să ridic ceața asupra acestui subiect și asupra temerii voastre. Deci, dacă vorbim acum efectiv de decolare, să decolăm de la București. Deci, încă este ceața la București. Nu ne gândim dacă se poate ateriza pe aeroportul din Iași, dacă este ceața acolo și poate de aia nu decolăm. Deci, vorbim doar de prima etapă, dacă decolăm sau nu decolăm de la București. Dacă vorbim de low visibility take-off, atunci absolut toate aeronavele, fie că sunt ele ATR, Boeing, Airbus, Dreamliner, 380, care nu aterizează la București, by the way, toate trebuie să îndeplinească aceleași condiții de vizibilitate conform reglementărilor. Deci nu contează ce tip de avion este. Dacă va decola unul, va decola și celălalt cu siguranță.